La 18 ani de la închidere, traseul de tramvai numărul 9 a fost inaugurat astăzi în prezența autorităților locale. Linia a fost închisă în 1997 în urma unui accident dintre două tramvaie provocat de deraierea unui vagon. Starea precară a liniei de tramvai a determinat autoritățile să închidă traseul, însă pentru modernizarea căii de rulare a fost nevoie de 18 ani și cheltuirea 26 de milioane de lei din fonduri europene. Locuitorii din cartierele Poduroș, Nicolina și Cug se bucură de redeschiderea acestui traseu, dar așteaptă și tramvaie noi, moderne și sigure. Autobuzele, în general, arată mai prost decât tramvaiele. Sunt mai aglomerate, pentru că, în general, ele acoperind zona asta unde nu era tramvai și unde era nevoie de tramvai. Eu pot să vă spun, mergând aproape zilnic, că sunt pline. Având un tramvai, chiar și vechi cum este, de vreo 20-30 de ani, e mult mai puțin poluant și mai ecologic decât un autobuz. Astăzi e cald în tramvai. Azi este foarte cald. Azi e plăcut să mergi cu tramvaiul. Azi am nimerit bine. E mai rapid tramvaiul decât autobuzul? Să vedem. Deocamdată nu știu. Să vedem ce se întâmplă. Lucrările de reabilitare a liniilor de tramvai din zona Nicolina Cug au făcut parte din proiectul european de dezvoltare Axa Sud. În ceea ce privește însă cumpărarea de tramvaie noi, ieșenii mai au de așteptat. Autoritățile promit accesarea unor noi proiecte europene. E un lucru pe care, să spunem, îl putem asocia cu populația din zona Nicolina. Ei au suferit aproape 2 ani de zile de șantier aici. Ei au suportat, să spunem, și acele lucruri pe care le presupune construcția unei linii noi. Prin urmare, lor le mulțumim pentru îngăduința pe care ne-au dat-o. Ei vor folosi această investiție și, desigur, noi vom face tot ce este posibil să o administrăm cum se cuvine și să putem să îmbunătățim circulația pentru mijloace de transport în comun în zona Nicolina Cug. Deocamdată, finanțări sunt destul de greu de obținut din partea municipiului. Sperăm pe fondurile europene să reușim să achiziționăm într-o primă fază măcar 10 tramvaie noi. Tramvaiul numărul 9 va circula pe traseul Copou-Tehnopolis, iar autobuzul 41 va întoarce la piața Mihai Eminescu.